De pe 1 ianuarie, moldovenii muncesc în Federația Rusă după noi reguli. Când se angajează în câmpul muncii, migranții moldoveni trebuie să dețină o poliță de asigurare medicală și certificatul privind un șir de boli. Despre acest fapt anunță Congresul Diasporelor Moldovenești. La sectorul medical, în pachetul obligatoriu care intră în vigoare de pe 1 ianuarie 2015, pentru legalizarea activității migranților se încadrează certificatul medical. Acesta, la fel, trebuie obținut pe teritoriul Federației Ruse la instituțiile medicale acreditate. Lista actualizată a acestora, cetățenii moldoveni o pot găsi la fel în oficiile Congresului Diasporelor Moldovenești. Certificatul medical trebuie să confirme că migrantul nu suferă de narcomanie și boli infecțioase care reprezintă pericol pentru cei din jur, descrise într-o listă aprobată de Guvernul Federației Ruse: lepră, tuberculoză, sifilis sau șancrul moale. Dar trebuie să aibă și un certificat care confirmă că migrantul nu deține virusul HIV, în cazul în care are permisul de muncă mai mult de 90 de zile.